Printre cele mai valoroase opere de artă ale pictorului Nicolae Grigorescu, prezente în expoziția permanentă de la Muzeul de Artă Constanța, se numără Car cu boi, Primăvara sau Portret de țărâncuță. Grigorescu a atins unul dintre recordurile pieții de artă, cu o lucrare foarte frumoasă, dar nu la nivelul capodoperilor pe care le avem noi, la suma de peste 250.000 de euro. Ne dăm seama că aici avem niște valori pe care trebuie să le respectăm, trebuie să le conservăm și mai ales trebuie să le iubim. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța, s-a ocupat personal de achiziționarea unor opere ale lui Nicolae Grigorescu. În urmă cu mai bine de 20 de ani, tablourile au fost cumpărate cu sume care acum par infime. Valoarea operelor a crescut însă incredibil de mult. O singură pânză ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Fiecare tablou are povestea sa. Este și cazul lucrării Car cu boi. Am descoperit lucrarea în casa unei doamne în vârstă, o doamnă din marile familii bucureștene, care mă chemase să achiziționez cu totul altceva. Și am văzut această lucrare aruncată literalmente într-un colț, starea ei de conservare era precară și sigur că am întrebat-o pe doamna dacă dorește să o vândă și s-a arătat încântată de interesul meu și ne-a vândut-o chiar la un preț accesibil. Rama face parte din altă categorie de obiecte. Am găsit-o la un moment dat, sperând că voi găsi și lucrarea care să corespunde unei asemenea rame fastoase. Prin operele lui Nicolae Grigorescu, Școala de pictură românească trece de la temele tradiționale la influențele Occidentului. O parte din operele lui, a căror valoare crește zilnic, se află expusă la Muzeul de Artă Constanța, așteptând vizitatori.